În ce privește ședința de astăzi a Consiliului Mare Adunări Naționale, vă aducem la cunoștință că în ședința din 23 septembrie 2015, Consiliul Mare Adunări Naționale a constatat atâta oară că guvernarea nu a executat revendicări de proclamație în Mare Adunări Naționale în pofida tuturor eforturilor depuse de membrii Consiliului. În urma acțiunilor de protest din localitățile din Republica Moldova, Consiliul ia act de doleanțele cetățenilor de a organiza următoarea acțiune amplă de protest și decide organizarea acesteia la 4 octombrie 2015, ora 12, în vederea îndeplinirii revendicărilor proclamației Marea Adunări Naționale din 6 septembrie 2015. Consiliul Marea Adunări Naționale cere în mod repetat convocarea de urgență a ședinței comune a Parlamentului Republicii Moldova și Guvernului, inclusiv pe data de 4 octombrie, la care să participe membrii Consiliului Marea Adunări Naționale în vederea executării etapizate a revendicărilor proclamației Marea Adunări Naționale din data de 6 septembrie. Consiliul Marea Adunări Naționale reiterează decizia de amplificare a acțiunilor de protest, inclusiv prin extinderea orașului Demnității în fața principalelor instituții captive ale statului, inclusiv legislativul.